Calvarul oamenilor de pe strada Olarului din Braz a început sâmbătă dimineața. Numică l-a fost mirarea locatarilor când au văzut că drumul pe care mergeau spre sat a fost blocat de două garduri. Unul de sârmă, altul de scândură. Au chemat poliția și primarul, însă nimeni nu a făcut nimic, întrucât gardurile au fost amplasate de un vecin care câștigase în instanță terenul de lângă drum. Nu și calea de acces, spun oamenii. Dacă trebuie să ajungeți la biserică, la farmacie, la un magazin, ce faceți? Zburăm pe unde o luați? Zburăm peste gard și am rugat pe vecinul ca să deie plasa jos ca să putem sări, ca să putem cobori la el acasă. Prin curtea omului. Sărim gardurile pe aici. Sărim gardurile pentru că nu îndevoie nimeni ca să ieșim de aici. Am abandonat mașina și eu și vecinul pe partea altă. Dacă eventual de ceva și că acum la rugămintea noastră față de vecini, sunt nevoie să trecem pe aici. Legați-vă câinii ca să putem ieși. Avem o urgență, Dumnezeu cu mila. Noi am fost afectați colateral prin închiderea abuzivă a acestui drum, care este drum specificat în cadastrul primăriei, apare pe hartă, în actele de vânzare-cumpărare drumul apare, ei au închis abuziv acest drum. Afectat de hotărârea vecinului este și Gheorghe Petrucă. Acesta a cumpărat în zonă un teren pe care avea de gând să construiască o casă. Însă materialele de construcție pot fi aduse acum doar pe calea aerului. Culmea, vânzătorul terenului este chiar fratele celui care a blocat calea de acces. Ați vorbit cu omul? Am vorbit, da. Că pentru noi el ar avea un regim special, dar înseamnă... eu știu ce, vrea probabil bani să vândă suprafața de teren de aici, la fiecare în parte. Chiar dacă în hotărârea judecătorească se spune clar că drumul de acces nu poate fi blocat, cel care a câștigat terenul de lângă uliță nu vrea să-și elibereze vecinii. N-aveți de gând să dați gardul jos? Nu, pentru că așa e un drept câștigat de 7 ani, m-am luptat cu primăria, e tu? Primarul susține că nu este de competența sa să deblocheze drumul. Domnul lui nu are drept la drumul ăsta. Nu are dreptul, chiar el nu a înțeles o trebuie de cătrească, vă spun eu. Deci n-a înțeles o trebuie de cătrească și el, la sine putere, a închis drumul. Oamenii legii spun că vecinul care a blocat drumul este vinovat de tulburare de posesie. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului. În prezent se efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt, iar în funcție de rezultatul acestora se vor dispune și măsuri legale. Până la finalizarea cercetărilor, oamenii vor rămâne blocați în gospodării, asta dacă vecinul nu se îndură să îndepărteze obstacolele.